Doctorul care astăzi e, face parte din echipa prezentă la Biroul de Protecție a Muncii din Făget. Vă rog foarte frumos să vă prezentați pentru publicul nostru. Nici măcar eu nu vă cunosc în mod personal. Astăzi v-am văzut pentru prima dată. Mă numesc doctorul Jorja, colaborez de 2-3 ani cu domnul inspector Urda. Venim periodic, ori de câte este nevoie, în cadrul consultelor medicale în angajare și periodic. Uh, astăzi ați venit pentru că aveți întâlniri periodice cu uh, angajații societăților. Uh, De-a lungul timpului uh, ați constatat, ați dat refuz pentru, uh, știu eu, muncitorii cu care ați colaborat aici? Uh, sunt situații uh, punctuale când unii dintre angajați nu pot fi apți pentru o anumită. Activitate. Spre exemplu, unii dintre ei nu pot fi apți muncă înălțime sau conductor de utilaj. Depinde de afecțiunea care o constatăm. Acest examen este făcut preventiv. Este foarte important ca fiecare societate, e de stat sau privată, să aibă angajații societăților controlați, pentru că așa putem preveni anumite boli profesionale. Iar la fel este foarte important colabora cu cei cu domnii de protecție a muncii, pentru că dân și în colaborare cu noi emitem niște opinii vis-a-vis -vis de ceea ce poate lucra angajații, ciclitatea acestor examene medicale și pentru bunul mers al acestor servicii medicale, care, din fericire, în zona de făgeat cu domnului Urda, sunt din ce în ce mai prezente și oamenii văd că sunt destul de bine controlați. Dumneavoastră nu faceți astăzi examene deosebite, amănunțite, veniți să luați contact cu persoanele cu eu știu, cu muncitorii, să le expuneți anumite lucruri din punctul de vedere al sănătății și medicina muncii. Aproximativ, știu eu, câți, câți oameni vedeți dumneavoastră într-un, știu eu, mediu de a, ca acesta în opt ore de muncă? Depinde de profilul societății. Sunt niște norme, ne ghidăm după anumite norme, în speță un ordin HG355 pe 2007, coroborat cu un ordin din 2011. Deci, să fie foarte clar, fiecare activitate profesională este bine stipulată acele stricimile care trebuie să le facem acelor angajați. În cam 7-8 ore de muncă, vedem undeva în jur de 25-30 de angajați pe, pe, pe zi. Sunt situații în care ne deplasăm la fața locului unde are angajatorul un spațiu sau mai mulți angajați cu echipă. și na, în principiu putem aceste servicii să le chiar externalizăm la, la firma, la respectivii care pot să ne pună la dispoziție o cameră cât de cât aerisită și încălzită. Eu știu că fiecare funcție, fiecare serviciu este important și pentru societatea în care noi trăim. Dar, în mod expres, știu, eu, meseria dumneavoastră este mult mai importantă pentru că dumneavoastră informați pe muncitori și le asigurați, și pe angajatori, și le asigurați bunul mers al lucrurilor. Cum apreciați dumneavoastră munca asta care o faceți zi de zi? pentru mulți dintre angajați și chiar angajatori e bine primită, pentru că sunt anumite situații în care anumiți pacienți angajați găsim cu tensiuni foarte mari, diabet zaharat, boli cardiace și atunci Prima, de fapt, rolul nostru este de a lua act de respectivele afecțiuni și noi trimitem mai departe spre medicul cardiolog, medicul de bol și nutriție pentru, uh, finalmente, pentru a le da un tratament coroborat cu starea lor de sănătate. Deci, ceea ce face medicina muncii, în principiu, este să uh, verifice dacă respectivul angajat poate lucra în continuare, nu poate lucra și să o trimitem mai departe spre medicii specialiști pentru tratamentul adecvat. Domnul doctor, am o, am o, știu, o, o întrebare, mai, o curiozitate mai personală. Ne spuneți, vă rog, de-a lungul timpului dumneavoastră ați avut cazuri în care a existat boli profesionale și cum s-au finalizat? Au fost câteva cazuri. În speță a fost o persoană, o doamnă care stătea foarte mult în picioare și ridica greutăți, un factor poștal la o societate la poșta română și a fost... Uh cu dorsalgii și, în principiu, a fost diagnosticată cu o boală profesională, adică munca pe care o făcea, care era geanta, mă rog, ce au ei dânsi pentru a merge pe teren, peste 7 kg și undeva 20 de ani. În principiu, aceste boli profesionale pot să apară, dar sunt mai frecvente în mediu toxic, sudor, chiar la persoanele care sunt expuse la praf de lemn, dar trebuie să aibă o expunere de minim 10-15 ani la cele toxice ca să putem pune diagnostic. Și da, este foarte important în momentul în care angajații trec din mai multe societăți, în momentul în care merg la o altă societate angajatoare, să spun unde am mai lucrat, pentru că așa putem noi de a corobora cât toxic a fost, la cât toxic a fost expus de-a lungul timpului. Cazurile de boală profesorele sunt destul de rare, nu sunt foarte frecvente, dar nici așa nu e un capăt de, cap de, țară pentru că, în principiu, ele sunt dispensarizează de către clinica de boli profesionale și sunt niște recomandări care se vor da, în principiu, cea mai sigură recomandare este de a scoată mod din mediul toxic, acel mediu profesional. Deci asta este tratamentul etiologic. Orice persoană cu o boală profesională trebuie scos din acel mediu și adaptat locului viitor de muncă pentru starea lui actuală de sănătate. Domnul doctor, din punctul meu de vedere, ce recomandați celor care astăzi se uită la noi la televizor? Uh, să ia uh, foarte bine sau să țină cont de sfaturile medicale, că este medic de întreprindere, că este medic de medicina muncii, uh, să ia act, să meargă regulat la medicul de familie, să se dispensarizeze pentru bolile cronice și să poartă echipament de protecție. Este foarte important. Mulțumim foarte frumos, domnilor și domnilor, atât deocamdată din biroul inspectorului de protecție a muncii din Făget, unde vă reamintesc că am stat de vorbă cu doctorul care astăzi o să vadă și colegii mei și o parte din muncitorii prezenți în, în acest spațiu geografic numit Țara Făgetului. Autoritățile sunt în alertă după ce căutătorii de comori au început să scormonească prin situri arheologic de la Susani. Mai exact, braconajul arheologic se desfășoară la Jupani, unde există una dintre movilele funerare ce datează din epoca bronzului și unde căutătorii de comori speră să dea lovitura. Movila este în pericol de degradare, a făcut obiectul unei cercetări chiar în această vară, reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Timiș, susținând fără niciun dubiu că amenajarea are un caracter funerar, morții fiind încinerați și depuși în această movilă. Specialiștii se tem că odată cu distrugerea gremuradei, cum mai este numită, se pot pierde informații științifice prețioase. Movila aflată pe raza localității Jupani are o înălțime de 3,5 metri și un diametru de 44 de metri. Domnilor și domnilor, avem astăzi o zi specială, o zi deosebită din punctul de vedere al domnului inspector de protecție a muncii. Avem cele 8 ore de pregătire astăzi. Nu numai 8 ore. Nu numai 8 ore. Uh, general și la locul de muncă. Așa, de -așa bun, de Bine, așa. o să vă dau cuvântul pentru că dumneavoastră stăpâniți bine lucrurile acestea. Noi doar vă ridicăm la plasă și dumneavoastră o să uh, șutați. Aștept cu mare drag întrebările dumneavoastră. Da, ne aflăm astăzi în cadrul Serviciului Extern de Prevenire și Protecție, SCDJ Pac Protect, Serviciul Extern de Securitate și de Sănătate Muncă, care are portofolul preponderent pe civicultură, construcții și nu numai alimentație publică, cât și televiziunea autentică în portofoliu. Ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru, participăm astăzi la o instruire cu caracter general și de informare către toți angajatorii noștri și nu numai și efectuarea vizitelor medicale împreună cu doctorul de medicină a muncii din cadrul, cu, din cadrul, cabinetului de medicină a muncii cu care noi colaborăm. Mă bucur că sunteți în mijlocul nostru, avem ocazia să punem în valoare securitatea, sănătate, muncă pentru că cele două segmente de securitatea muncii, civicultura, segmente grele de altfel, a economiei naționale, cât și construcțiile, că și riscuri majore sunt peste tot, atât în alimentație publică și la segmentele economice cu, cu riscuri mai puțin, zicem noi. E important ca noi să ne punem la punct în acest punct de vedere, să avem legislație posibilă, la și noi participăm cu aceste lucruri și le punem în valoare în fața angajatorului. Legea 319 vrea de clar, fiecare angajator economic, trebuie să aibă în cadrul firmei acest serviciu dezvoltat. Noi asigurăm și punem la dispoziția lui, conform legii 319, toate elementele necesare pentru bula desfășurare acestui serviciu. Facem o paranteză și uh, invit trăspectatorii noștri să vină la birou de protecție a muncii din Făgete. Există un birou uh, de mult deschis. O parte dintre noi abia acum am aflat de existența acestui birou. Biroul uh, la care îl putem găsi pe inspectorul în protecția muncii, domnul Urda. Domnul Ioan Urda, da. <laughs> da, serviciul nostru extern, pe partea de vest, Avem, nu numai că nu suntem singurii care desfășurăm această activitate, dar noi ne-am localizat în localitatea VG pentru că există cele trei puncte, cele trei județe pentru noi, pentru silvicultura. E vorba de Timiș, Caraș și Arad și nu numai. Fiind aici la mijloc, la interferența dintre, cele, dintre județul Arad, Timiș și Caraș, avem accesibilitate mult mai ușoară ca să ajungem la angajator, să ajungem exact acolo la locul de muncă unde trebuie efectuată o evaluare a riscului și punerea la dispoziție. A fiecare loc de muncă în siguranță, conform legii. Din câte cunoașteți dumneavoastră, în zonă, în țara făgetului, ne place nouă să spunem, pentru că noi aici funcționăm deosebi, în mod deosebit, din câte cunoașteți dumneavoastră, există multe firme care nu au relație cu protecția muncii, nu neapărat cu biroul dumneavoastră, chiar și cu alte instituții instituții, cu alte firme de protecție a muncii. consultanță, există. În județul Timiș, sunt aproximativ 25.000 de firme, dintre care asistate din punct de vedere securitate și sănătate muncă sunt la 10.000, deci 15.000 sunt pe drumul liber. Eu mă bucur că în ultima vreme și cu munca noastră, cu activitatea pe care o desfășurăm eu cu colegii mei, am ajuns să aducem la dispoziția angajatorului să înțeleagă că fără acest segment al securității sănătății muncă nu se poate să existe o firmă de protocol. Protocolul încheiat într-un serviciu extern de prevenire și protecție, atât între ce relația dintre firmă și serviciu extern, este foarte important. În primul rând, e protecția individului și a celor din jur. Angajatorul trebuie să aibă o documentație necesară conform legii 319, care trebuie să o aibă tot timpul în cadrul firmei sale specific activității economice pe care o desfășoară. De aici vine evaluarea riscurilor, planul de prevenire și protecție, acordarea echipamentului din de protecție conform evaluării unui post de lucru și a documentației necesare, conform legii, legislației în vigoare. Mă refer aici la legea 319, care ne obligă în același timp, ne obligă și ne responsabilizează atât pe noi serviciile externe care venim cu servicii de consultanță în fața angajatorului și punem la dispoziția angajatorului toate cele necesare pentru buna desfășurare acestui serviciu. Pentru că protecția muncii înseamnă protecție, protejare împotriva accidentelor. Ne spuneți, vă rog, ați avut, știu eu, evenimente deosebite pe raza țării Făgetului, raza Făgetului? Din păcate, da. Avem evenimente deosebite, în special fiind foarte important acest lucru, un eveniment nedorit la nivelul firmelor aduce după el mai multe necazuri. Odată treaba psihică, psihologică asupra angajatorului, asupra familiei, ceea ce unii s-au întâmplat. Am avut accidente de muncă cu incapacitate, cu unii cu ITM, cu incapacitate de temporare de muncă, cât și accidente mortale. Pe sevicultură și pe exploatări forestiere există acest lucru. Și acest risc major. Pentru asta noi ne luptăm, punem în teren, de, venim la dispoziția angajatorului cu toate elementele pentru a desfășura și a oferi servicii de calitate și nu numai atât pentru protecția individului și a tuturor celor din jur, unde ei desfășoară activitatea. Domnule inspector, multe lucruri sunt de spus. Dumneavoastră le spuneți celor care sunt obligați să le, să le primească, fie că ei le primesc sau nu, dumneavoastră sunteți obligați prin lege să le transmiteți lucrurile acestea. Este vorba despre multe domenii, respectiv forestier, alimentație, noi televiziune... Și de și așa. în zonă ce avem, avem construcții o parte din firmele care avem la Cluj, aproape. Deci partea tehnică dumneavoastră o să o faceți cu domnile sale, însă aș fi vrut să vă pun la dispoziție acest microfon pentru un minut, două, să vă adresați celor care încă nu au o relație de serviciu cu biroul dumneavoastră sau cu alt birou de protecție a muncii. Eu invit pe toți angajatorii să ia în serios aceste lucruri, pentru că legea oblică, nu le va lege la un articol, nu punem acum nici numărul, nici articol, știm că e legea 319, spune că e răspundere atât administrativă cât și penală, din punct de vedere pentru angajator. Din păcate, legea 319 se adresează, adresează uh, numai angajatorului. Angajatorul trebuie să ia toate măsurile pentru protecția lucrătorilor din cadrul firmelor. Eu îi invit cu mare drag, îi așteptăm cu mare drag aici la biroul nostru, pentru că dezvoltăm uh, documentații, necesare, punem, elaborăm și punem la dispoziția angajatorului lucru și, și, servicii de calitate în ceea ce privește securitatea, sănătatea muncă. Este obligatoriu pentru orice agent economic, pentru că dacă ne referim la sancțiuni, amenzile sunt foarte mari. Avem o raportare anuală, semestrială, pentru toate firmele cu care lucrăm, care raportăm la ITM-ul câți lucrători și activitatea ne obligă. Toate serviciile externe, nu numai noi, suntem abilitate de către Inspecția Muncii, o comisie de abilitare și acolo trebuie să dispui de resursă umană cât și materială pentru desfășurarea acestui serviciu. După aia, după ce ne-am abilitat ITM, <coughs> pardon, punem în valoare tot ce trebuie din punct de vedere securitate și sănătate în muncă. Și nu numai atât. Vedeți, colaborăm cu medici din medicina muncii, cabinete interesante, cu medici, cu specialiști în medicina muncii, participăm la toate simpozioanele, mergem direct la sursa de muncă, ne referim, cum spune noi, civicutorii, la ceată, ce înseamnă la Buștean sau în parchetele de exploatare. Încercăm să responsabilizăm tot personalul silvic în construcții și nu numai așa cum v-am mai spus și vă reamintesc alimentație publică, construcții de autostrăzi, sunt foarte multe firme pe care noi le patrăm din punct de vedere SSM. Încercăm să responsabilizăm angajatorul. Angajatorul trebuie să fie responsabil, să citească mai bine legislația, să se adreseze serviciilor de specialitate. Eu mă bucur că am, am avut plăcerea și am posibilitatea de a mă adresa tuturor prin, această, prin televiziunea dumneavoastră, cu care eu urmăresc din aproape și sper să fie o colaborare fructuoasă și cu dumneavoastră, atât pe silvicultură, o să mergem și în teren, să vedeți că nu e așa. În județul Timiș a mișcat pe securitatea muncii în domeniul silvic, atât și în construcție. Deci noi ne mișcăm bine, cu pași repe și sigur, în ceea ce privește legislația în acest domeniu. Vă mulțumim foarte frumos! Așadar, dragi prieteni, mergeți la un birou de protecție a muncii pentru că este în interesul dumneavoastră și totodată trebuie să vă încadrați pe legea funcțională în România. Se introduce în Curriculum Național pentru Învățământ Preșcolar, Primar și Gimnazial disciplina nutriție și educație nutrițională ca disciplină opțională de studiu planul cadru și programa națională, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite de personalul didactic pentru disciplină de nutriție și educație nutrițională, se aprobă prin ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Inițiatorii motivează proiectul Obezitatea copiilor din secolul 21 duce inevitabil la scăderea speranței de viață. Un studiu efectuat în 2009 a arătat că 25% din adulții obeși au fost supraponderali în copilărie. Alte studii arată că supraponderabilitatea apărută la copii înainte de vârsta de 8 ani se asociază cu obezitatea mai severă la adult.